fără nimeni, frig, cu multe paturi, cu paturi. Eu și cu încă un domn mai în vârstă, singur în cameră. A fost greu. Ce ați simțit când ați intrat în camera aia? Că nu se mai termină și sfârșit de rup de realitate, rup de tot. Cât timp ați stat la Rahova? Un an. Și cum a fost acolo? Cum a fost acolo detenție? A fost bine, am ieșit la muncă din a treia săptămână, a patra săptămână am ieșit la muncă. Am stat o lună de zile în carantină și următoarea săptămână am ieșit la muncă. Am lucrat la bucătărie 8 luni de zile, pe care am lucrat la un punct de lucru integr afară din penitenciar. De atunci mai la muncă. Trece. Și în Jilava cum ați ajuns? Am avut regimul semideschis pe 3 ianuarie anul trecut și pe 19 ianuarie am fost aici la Jilava. Sunt diferențe mari între Rahova și Jilava? Da, sunt. Ce diferență? Diferențe, ești liber aici, ești mai liber, ai mai multă libertate, poți vorbi, comunica cu mai multe persoane. La Rahova eram închiși în permanență, aveam 2 ore aer, aici stăm la curtea de aer de dimineață până la 11, de la 11 până la 1 stăm pe cameră să luăm masa și pe urmă de la 1 iarăși la aer până la 6, 5 jumate, 6. Contează. Bogdan povestește cu o simplitate specifică locului cât de urâtă este detenția. Spune că nu a întâlnit nimic bun în pușcărie. De cum a intrat pe poarta închisorii, l-a întâmpinat o răutate ieșită din comun. Nu și-a imaginat vreodată că este atâta frustrare și invidie. Nu asta v-ați făcut prieteni aici? Prieteni, amici. Prieteni n-ai cum să-ți faci prieteni aici. De ce? Pentru că nu știu dacă avem ce să comunicăm apar unul cu altul. Avem alte gândiri, alte... Și cu cine? Am prieteni, dar nu pot să spun prieteni. Dar pot să stau cu ei afară. Și afară mă duc iarăși înapoi la servici, tot la firmă, la Ariston. Cum ați defini închisoarea? Ca o lecție de viață. Vă meritați această lecție de viață? Nu chiar așa mult perioada asta lungă. Vă merita. Nu trebuia să-mi văd de treaba mea, de familia mea. M-am văzut atâția ani de zile. Da, e foarte mult de stat pe aici 3 ani și 6 luni. Până la comisie. La comisie nu se știe. V-a reproșat ceva familia? Nu. Nu, a fost alături de mine și este alături de mine. A fost vizitat în fiecare săptămână, chiar și de 2 ori pe săptămână. Dacă ar putea veni în fiecare zi, se poate. Știați ceva de închisoare înainte? Din auzite. Și ce am mai văzut pe la televizor. Dar aceea nu. Nu, pentru că nu m-a interesat și nu speram, nici nu credeam vreodată că ajung aici. Deci nu aveam cum să cred că ajung vreodată. Ce lume ați găsit aici? Am spus, și bună, și rea. Am văzut multe. Multe. Sunt oameni care sunt învățați să stea pe aici. Asta le casă, a doua casă. Ce părere aveți despre cei care stau de atâția ani aici sau se întorc de multe ori? O părere foarte proastă. Nu merită să stea în societate. La ce fac? Credeți că veți avea probleme când vă veți elibera pentru că ați făcut închisoare? Probleme nu cred că am. Nu văd de ce să am probleme.
Eu și la ora actuală sunt, colaborez cu firma cu care am lucrat și ținem legătura. Vin la mine la vizită, eu la vizită, vorbesc la telefon, sun la birou, vorbesc cu fetele de la birou. Deci țin legătura cu ei. Și probleme, ce probleme? O să mă de treaba mea la servicii, nu știu ce probleme ați putea să mai am. Le veți povesti celor de afară că ați făcut închisoare? Le veți povesti de locul ăsta? Da. Da. Ce le veți spune? Ce le spun și la telefon. Ce, cum decurge ziua, de... Mai se întâmplă să mai fi supărat, să mai fie alea, sun și vorbesc cu ei. Și pe patronul de la firmă, și pe fetele de la birou, le-am sunat mereu. Bogdan Fulger se consideră un deținut fericit. Familia a rămas alături de el. Nu știe să spună ce ar fi făcut dacă familia nu i-ar fi fost alături. Zilele și nopțile îi se par interminabile. Nu știe ce să facă pentru a mai uita de tristețe și de durerea condamnării. Este cât de cât liniștit că a ajuns în închisoarea Jilava. Spune că odată ajuns aici va putea primi permisii, va putea să se ducă măcar o zi acasă. Bogdan nu știe să mânuiască cu lejeritate cuvintele. A vrut să apară la televizor pentru a vedea lumea cât de greu este la închisoare. Spune, prin cuvinte puține, că la pușcărie este cumplit și nu trebuie să ajungă nimeni. Ce poți să faci ca să treci peste supărările de aici? Vorbești la telefon, vorbești cu familia și altceva? Vorbești la telefon la limita care o ai și până mă te pui în pat, stai și te gândești. Scrii, citești un pic, să treacă timpul, să treci peste problema care o ai atunci, momentan. Cât de mult ați citit sau ați scris de când sunteți închis? De scris am scris scrisori, ce altceva ce să scrii și de citit am citit. Și ce poți să mai faci în afară de a scrie și de a citi la închisoare? Poți juca remi, poți juca table, poți cu colegii în cameră. Ne uităm la un film. Câți colegi de cameră aveți? 13. Și ei ce condamnări au? Pentru ce au ajuns aici? Sunt diferiți. Sunt și cu tâlhărie, sunt și cu vătămare corporală, tentativă de omor. Sunt mai multe cazuri. Și nu v-a fost frică de ei când ați auzit? Tentativă de omor, de exemplu. Nu v-a fost frică? Nu. Am stat cu... Parahova asta cu unul care avea MSV-ul, omorâse 2 ani. N-a fost nicio problemă. Îți vezi de treaba ta și n-ai treabă cu ei. Dar bine, nici ei nu sunt, sunt oameni, până la urmă. Asta e, asta au greșit ei. Fiecare a greșit aici, a greșit cu fapta lui. Eu cu înșelăciune, ăla cu, că l-a bătut pe unul. Dar se face diferențe aici, nu știu, între criminali, violatori, între tâlhari? Diferențele nu se fac, că stăm de vorbă și cu ăla care a omorât și cu violator și cu un cel care a făcut înșelăciune și toți. Deci și mai ieri toți. Și stai de vorbă și cu ăla, îl salut și cu ăla, nu ai nicio treabă. Ați avut vreodată probleme de când sunteți închis? Nu. Eu am încercat să stau cu minte și să-mi văd de treaba mea, să ajung mai repede acasă. Am ieșit la muncă și aici, pe Jilava, ca să mă duc și eu acasă. Aici la Jilava avem un avantaj că îți dă permisie. De la o perioadă de timp e o comisie și îți dă permisie. Și ați avut vreo permisie până acum? Deocamdată n-am avut, dar sper să am. Colegii mei care lucrează cu mine aici am avut. Ce veți face dacă veți obține o permisie? Care e primul lucru pe care îl veți face? Primul lucru, mă duc acasă și rămân acasă. Și eventual când plec dimineața, o să am de o zi, prima permisie, o să trec pe la birou. Dimineața plec mai devreme de acasă, trec pe la birou, stau și eu cu colegii și cu fetele un pic pe acolo, mă vin la, înapoi la Jilava. Ar trebui ceva schimbat în sistemul penitenciar? Multe ar trebui schimbate. Multe. Condițiile ar trebui schimbate. Adică, ce condiții? Despre ce condiții e vorba? Despre băi,
despre băi, să avem și noi condiții să putem să facem o baie în cameră. Acum băile sunt pe hol. Facem baie pe hol. Mergem la baie, la comod. Și în rest, aglomerație. Sunt camere care sunt aglomerate. Am stat și în camere de 20 și ceva de aici. Cum e să conviețuiești cu 20 de persoane? Este ok. Fiecare își fac un grup de 3-4 care mănâncă împreună, care stau împreună, joacă o carte, un remi, o tablă și fiecare grupulețe. Adică nu e o chestie foarte gravă așa. Este mulțumit că mai toți colegii de muncă i-au rămas alături. Ori de câte ori poate suna și le povestește cum este la închisoare. Ar povesti ore în șir despre viața în detenție. Crede că nimeni nu ar trebui să ajungă în temniță. La scurt timp după ce a fost încarcerat, a rămas surprins de câtă lume se află în pușcărie. Are colegi care sunt în detenție de zeci de ani. Alții se află pentru a treia sau a patra oară. Nu-i înțelege. Bogdan crede că odată ce ai ajuns în închisoare, îți execuți pedeapsa, după care fugi mâncând pământul de această lume. Care a fost regula închisorii cu care v-ați obișnuit cel mai greu? N-am avut o regulă. Am obișnuit și cu programul. Eram învățat să mă trezesc dimineața. Mă trezesc înaintea la toată lumea din cameră. Îmi fac tabieturile mele, beau cafeaua, fumez o țigare. Vin la muncă. Ce ar trebui să știe lumea de afară despre închisoare? că este un lucru rău și nu trebuie să ajungă aici. Nu este un lucru bun în viață. Cât de rușinos este să ajungi la închisoare? Nu știu dacă pot să spun că e rușinos. Fiecare greșește, orice om poate să greșească să ajungă aici. Sunt mulți care au ajuns aici, sunt foarte mulți care m-am întâlnit cu ei, vipuri, cocoși, poteraș, Said, mulți, care sunt oameni. Asta e, au greșit. Sunt cu evaziune fiscală, nu sunt oameni, au Cum se trebuit. comportă persoanele astea când ajung la închisoare? Mi-ați povestit de cocoș, de exemplu, cum? Este ok, eu ies cu el în fiecare duminică la biserică, mă întâlnesc cu el zilnic, a lucrat cu noi aici, la punctul ăsta de lucru unde lucrez. Deci, un om deosebit, ok. Contează ce ai fost afară aici? Nu cred. Nu cred. Am mâncat împreună la masă, au stat cu noi în cameră, deci n-are ce să conteze. Într-adevăr, sunt un pic mai respectați, că nu pot să-i spui lui domnul ministru Gabriel Sandu ce faci, bă. Sunt mulți care îi spun așa, da. Eu nu pot să-i spun. Cum au fost ei primiți aici când ați auzit că vine, de exemplu, domnul Cocoș, domnul Sandu? Au fost primiți bine. Bine de unii, alții care poate au înjurat, poate văd lucrurile altfel. Dar un om care trebuie să gândească ce treaba am eu cu domnul Cucu sau cu Niro sau cu cine a mai fost pe aici. Că a lucrat cu noi la același punct de lucru și mânca cu noi la masă. A dat cu noi la zăpadă, cu lopata, cu mătura, deci n-a fost nicio problemă. Toți. Punctul de lucru ASV este un punct de lucru care te scoate pentru 2 săptămâni, 3 săptămâni, după care vede muncești, îți vezi de treaba ta, te transferă la alt punct de lucru. Afară, la Registrul Comerțului, la tribunal, la TICOT, unde mai sunt puncte de lucru. Ce alte persoane așa importante ați mai cunoscut? Domnul Gabriel Sandu, pe Poteraș, pe Cocoș, pe Niro, pe Said, mai mulți. Niște avocați, niște judecători care au lucrat cu noi. Și ce spuneau ei? Cum erau? Oameni. Ok. Deci n-au fost discuții, n-au fost nimic, v-am spus, stau cu noi. Asta e. Laurențiu și Bogdan, alte două povești de viață. O viață pe care mulți dintre noi nu o cunosc și nu o conștientizează.
doi bucureșteni aflați pentru prima dată în închisoare. Din experiența lor de viață se pot trage concluzii pertinente. Cum a fost când ați auzit condamnarea? Greu. Greu de tot. Am auzit-o joi. Tot joi seara a venit la mine acasă. Așa, vineri am sunat și am spus că vin luni pentru că aveam de predat la firmă mai multe chestii, garajul, parcul auto. Și a trebuit să... Și m-a înțeles de la Poliția Capitalei și m-am dus luni. Luni de dimineață. A fost pronunțarea pe 3 și m-am dus pe 7. Și m-am predat. Ziua când ați intrat pe partea închisorii, cum a fost? Grea. Când am intrat, acum era grea și în cap era când o-i mai ieșit de aici. Se închid porțile alea mari și e greu. Și vezi porțile alea de mare așa și e foarte greu. După cât timp ați obișnuit cu locul? Vreo 3 luni de zile. Aveți un mesaj pentru cei de afară? Să se angajeze și să-și vadă de treaba lor, să nu ajungă pe aici. Aici se încheie povestea celor doi, alți condamnați, alte destine. Sunt Adriana Stoicescu și vă aștept săptămâna viitoare, tot aici, pe B1, la Condamnații. Când m-am liberat, am ajuns acasă, am găsit lanțuri pe porți, pe uși, casa pustie, bălăriile în curte mai înalte decât mine. Nu găseam chei, nu găseam nimic cum să intru în casă. M-am dus la niște vecini, ne-am întrebat pe acolo unde-s cheile, era la un frate de-al tatălui meu, Dumnezeu să-l ierte, și m-am dus la fratele lui tata și am luat cheile și am venit acasă, am intrat în casă. Și am găsit într-un sertar de la modelă mai multe poze cu mormântarea părinților mei, cum au fotografiat la mormântare, bănuiesc. Și am luat câteva poze din duplicatele alea, am luat câteva poze, le-am pus într-o geantă diplomat, într-un plic, am zis că cu gândul să merg la sora mea la Bacău, unde este căsătorită, să o întreb cine sunt persoanele care erau, niște persoane filmate lângă, se scriu acolo, fete tineri, copii mai tineri, și nu știam cine sunt. Și să întreb cine sunt persoanele respective. Și totodată, dacă ajungeam la sora mea, să vorbim și despre casă, ca să vindem casa părintească de acolo, că eu nu puteam să mai locuiesc în zonă acolo, puteam să mă întâlnesc cu neamurile la fosta victimă și ieșeau altercații. Și am zis să plec din zona respectivă, din Botoșani, și să mă mut în Suceava. Și am plecat la 3 zile după ce m-am liberat. Am stat acasă vreo 3 zile, am curățat curtea de buruieni, de tot ce era pe acolo, în mare. Așa. Am găsit niște lemn într-o șopron acolo, lăsat de la tata, probabil, de la niște pomi tăiați. Am dat lemnul ăla la niște vecini care avea nevoie de el, ca să-mi dea o sumă mică de bani, să am bani de buzunar de plătit, un taxi, o mașină, un tren. Și am luat banii de la vecinul respectiv și am plecat la Bacău, la sora mea, cu gândul să discutăm despre casă, să o vindem. Am ajuns în gară la Adjud, am chemat un taxi, m-a luat taximetristul, i-am arătat adresa unde să mă duc și mi-a spus, da, urcați în mașină. Am urcat, mi-a zis cât costă, a spus, nu e nicio problemă, vă plătesc. Și am ajuns în satul unde locuiește sora mea și de acolo a oprit șoferul, taximetristul a oprit lângă un bar și a întrebat unde și-a de familia, că are un nume de ceva unguri din zona respectivă, că sunt mulți unguri acolo, soțul ei. Și i-a indicat un om de la bar de acolo și mergeți un pic așa și vedeți că este un gard așa, așa,
Ok, mulțumesc. Și am ajuns la poarta la sora mea. I-am spus taximetristul să întoarcă mașina înapoi, să fie pregătit pentru așa. Am spus, dacă nu este nimeni acasă, să mă duc înapoi în gară, că nu puteam să rămân acolo, să merg pe jos. Distanță foarte mare. Și el a spus, da, nu e nicio problemă. Și am început să strig la poartă. Alo, alo, alo. A ieșit o femeie. Într-un târziu era, am ajuns seara așa, cam pe la 8 și ceva, nu era nici noapte, nici ziua, se îngâna ziua cu noaptea. O femeie cu un păr creț, cu un șorț de la bucătărie, se ștergea pe mâini. Să nu mână, doamnă, bună seara. Nu vă supărați, aici locuiește familia, i-am zis numele de familie? Da. Vă rog frumos, spuneți-le doamna Anișoara să vină puțin, că sunt o rudă de-a dumneiei de la Botoșani și vreau să îi transmit ceva din partea rudelor noastre de acolo. S-a uitat așa la mine din cap până în picioare. Trea, cine sunteți dumneavoastră? Zic, sunt o rudă. O chemați puțin? E acasă, doamna Anișoara? Și am văzut că ezită să-mi răspundă și să mă uită la mine și spune, dar eu sunt doamna Anișoara. Când mi-a spus că ea e... Vă dați seama, eu n-am văzut-o de 14 ani cât am fost la închisoare și cu un an înainte să pic la închisoare. Deci n-am... Aveam 14-16 ani. Aproape 17 ani de când nu o văzusem.